Da. Dispoziția numărul 153 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 21.03.2016, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convocă în ședința ordinară în ziua 21.03.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Ștefan cel Mare la finanțarea activității de asistență socială destinată promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu grad de handicap pentru anul 2016. 3. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de închiriere numărul 5453 din 9.12.2015 de la SC Adcolink către SC Catolink 2015 SRL, inițiat de primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor planului de ocupare a funcțiilor publice. Și mai aveam un proiect de hotărâre care nu l-ați avut dumneavoastră trecut în convocare, deoarece au venit adresa de la ADIS după trimiterea convocărilor. Și anume proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice încheiate de SECE, compania Rompres Service SA, de contarea de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 lei pe tonă, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, pentru perioada de tranziție și împuternicirea reprezentantului UAT să voteze în cadrul AGA ADIS. 6 diverse. Dar cu privire la ordinea de zi prezentată, aveți și alte propuneri. Dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă s-a abținut cineva, dar trebuie să se abține. Mulțumesc. Domnul primar, am rugămintea de a începe cu primul punct, deoarece domnul Hazaparu trebuie să meargă la Bacău, chiar la ADIS, pentru a prezenta expunerea la primul punct. Dar sunteți de acord să începem așa, nu? Toată lumea de acord. Pentru punct, pentru ultimul. Pentru punct, dar să-l punem primul. Să-l punem pe primul punct în discuție. Domnul consilier, vă aduc la cunoștință că în data de 7 martie 2016 a avut loc o întâlnire între reprezentanții ADIS prin Consiliul Director și reprezentanții companiei Romprest. În urma acestei întâlniri s-a stabilit că este necesar a se aproba de către toate cele 65 de unități administrative teritoriale implicate în ADIS a unui model de contract, precum și a decontării sumei de 317,73 lei pe tonă fără TVA pentru deșeuri din mediul rural și este necesar și numirea unei persoane pentru a vota în cadrul ADIS. Cu privire la contract, după cum se știe, inițial a fost vorba de un contract care se privadă o cantitate de 1 metru cub pentru agenții economici. În urma discuțiilor și a problemelor din județ s-a stabilit că anumite categorii de instituții publice și de agenții economici pot semna contract pentru o cantitate de jumătate de metru cub. Iar modelul de contract urmează să-l aprobați dumneavoastră astăzi. Cu privire la suma de 317 lei, vreau să fac precizarea că aceasta se impune deoarece la acest moment ne aflăm într-o perioadă de tranziție. Perioada de tranziție vizează perioada până la numirea unui operator care să deservească unitățile de primire a deșeurilor din județ. Se știe că astăzi toate deșeurile ajung la Bacău. Iar costurile pentru ADIS sunt foarte mari. Se transportă toate conturile județului, se duc la Bacău. După ce se va numi un operator pentru stațiile de colectare, vor fi duse în punctele cheie din județ, distanțele fiind mult mai mici. Iar suma este 317,73 lei. Așa, iar cu privire la numirea reprezentantului UAT-ului, acesta este necesar a fi prezent în cadrul adunării generale a asociațiilor, deoarece în urma ședințelor de Consiliul Local din județ, toate cele 65 de UAT-uri vor vota modelul de contract, vor vota decontarea sumei de către ADIS, către Romprest și abia după aceea se vor putea face transferurile de sume și efectuarea licitației pentru numirea operatorilor la punctele de colectare de județ.
Dacă aveți discuții, vă rog frumos, da. Pe marginea materialului prezentat de domnul Hagenmar. Cum se reprezinte? Domnul primar. Eu am așa spun. Domnul primar trebuie să repede ca să știm ce votăm. Aia e important. Poftiți, domnul doctor. Pe mine mă interesează cât este pentru populație pe tonă, cât reprezintă. Văd că aici este o sumă foarte mare, 317 lei pe tonă, vine 3.107. Nu, domnul Hotaru, nu. Păi 317 lei este suma pe care ADIS-ul o va plăti către Rompes per tonă de deșeuri, nu a omului. Deci tot ce a adunat... Deci discuția acum între societăți. Taci din gură, Matale, nu mai completa, că vorbesc cu domnul administrator. Să păstăm totuși un grad de disciplină. Am câte de vin. Deci 375 de lei pe tonă plătești ADIS-ul către Rompest. Către Rompest, da. Pentru întreaga cantitate colectată din județ. Da. Și agenții comerciali cât trebuie să plătească? Dacă îmi dați voie să intervin, că văd că eu ne înțeleg. Da, păi aici nu înțeleg. Pentru persoanele fizice am discutat. Păi, dar la cât de reprezintă? Este 3,76 per persoană pe lună. Deci nu vorbim de tonaj. Da. Deci aici este tariful care îl plătește ADIS-ul către Rompest. Da. Și atunci de ce se încarce societățile comerciale cu suma asta, 317 lei? Iar nu are legătură tariful care îl plătește ADIS-ul la Rompest cu tariful plătit de societăți. Păi da, dar eu vreau să fac o comparație. Deci aici vreau ca să ajung. De ce societățile comerciale să plătească mai mult și persoanele fizice per tonă sau să plătească mai puțin? Înțeleg că societățile trebuie să plătească mai mult, dar nu de 10 ori mai mult sau de 20 ori mai mult pe tonă. Păi vă dați de asta. Păi n-ai înțeles. Păi da, asta societățile, mă, să înțeleg. Societățile plătesc în jur de 65 de lei. Pe lună. Pe lună. Deci n-are legătură cu tariful care îl plătește ADIS-ul către Rompest. Este mult, domnul primar. Sunt niște prețuri extraordinar de mari la 65 de lei pe lună. Pentru o societate comercială. Știți că am mai avut o întâlnire cei de la Rompest. Ei optau pentru contractul de o tonă pe lună și s-a ajuns la înțelegerea să se plătească 0,5 tone, metri, nu tone, metri cubi. Da, dar atunci, dacă țineți minte, că la nivel de județ s-a stabilit, Era pe o tonă, era 1.380.000, nu, domnul Dovătaru? Vorbește dumneata și lămurește singur dacă nu vă las să lămurească. Lăsați să lămurească. Dacă nici nu înțelegi și nici nu vrei să fii lămurit, atunci... Da, era problemă, bine. Deci, ca să știți, pentru agenții economici este suma aferentă a unei cantități de 0,5 metri cub de... Atunci, domnul primar, când am discutat în ședința respectivă, era vorba de alt preț. Era vorba de 1.380.000. S-a ajuns la jumătate, nu înțeleg, de câte ori vrei să spunem asta. Era vorba de societăților comerciale să facă treaba să-ți plătească atâta, domnul primar. Nu avem cum. Să plătească 65 de lei pe lună, dumneavoastră nu vă dați seama. Aveți și dumneavoastră societate comercială, cât faceți? Eu nu am. Băiatul, familia, cine are acolo? Da. Și sunt 80 de societăți comerciale în comună. Atât o să plătească și băiatul meu cât... Păi da, dar unul face 20 de kg de gunoi pe an. Dacă îmi permiteți puțin... Contractul se face direct. Domnul, o secundă. Un moment. Deci, agentul comunic... Nu agentul comunic, cel care vine și ia gunoiul. Deci îți dea un bon. 0030, nu-ți spune exact valoarea de 6-65 de lei pe lună. Deci dacă ne-ai dat jumătate de metru cub, plătești cât ai dat? Deci eu plătesc, mie vine așa. Mie vine și mi-a și spune așa, 0,08, 0,010, deci nu-i bătut în cui cum la persoană, 3 lei și 70. Deci domnul Nicolau, să vedeți că asta este doar un început. Și pe urmă are să vină cu alte chestii. Exact cum a venit și prima dată. Eu am fost la ședința aia când ne-a chemat societățile comerciale, și ne-a spus că e 1.380.000 pe tonă.
Acum văd că se ridică prețul la 3.170.000 de euro. Așa mi-e contractul făcut, 1.000.000, 360.000. Băi, Titi, dar nu înțelegi. Ăsta e tariful adisului către rompresul. Nu e plata unui agent economic către rompres. Eu avem treabă cu rompresul, nici de cum cu adisul. Și dau un bon pe care la sfârșit de luni vine și le adună, băi, cât am... Dacă tu semnezi contractul pe jumătate de metru cu... Pe jumătate de metru cu plătiri, n-ai treabă cu 317.000 ăsta. Dar e treaba lor, adisul și rompresul. Și ne obligă, și ne obligă să facem contract pe jumătate de metru cu pământ? Da, da. Păi asta iar nu-i. E 650.000. Pentru că un agent comercial poate să facă 20 de kilograme de gunoi pe an. Și atât am plătește. Și de ce se plătă? După an face domnul... Atâta plătește. Și plătește 650.000 pe lună, vă dați seama că e 650... N-au văzut, măi, omul, ăsta e tariful, mă. Tu plătești cât cu noi dai. Procentual. Nu plătești. Dar acum mi-a spus că obligă la jumate de... Să faci contract. 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 Și pe urmă plătești cât la care nu ai dai. Asta este altă problemă. Asta este... Aici am vrut ca să ajung. Eu am zero cantitate, am zero cantitate, am zero, zero. Deci depinde cât am avut și am dat. Da, așa este corect. Eu am contract cu ei. Așa este corect, am înțeles. Da. Deci în cazul ăsta voi conta pentru. Dacă mai sunt, mai cine mai era? Domnul Poienar, poftiți. Domnul Hazaparu, ce înseamnă 65 UAT? 65 de unități administrative teritoriale. Primării. Deci atâta. Comune și oraș. Comune și oraș, deci, atâta e în Bacău, da? Administrativ teritorial. Nu, care am înțeles. Nu, sunt care fac parte. Sunt membrii adis. Așa. Ok, deci numărul 2 ce vreau să mai întreb. De ce există cuvântul obligație? Deci, eu ca persoană fizică. Așa. Plătesc 45 de lei pe an pentru gunoiul care îl fac. Eu nu fac. Eu până acum n-am dat nimic, sincer, nu am nici sărăcie din aia de cutie. Dar în fine, mai puțin contează. Dar pentru persoana care are magazin, nu știu ce, înseamnă 0, nu știu cât dă el. Plătește. Dar eu, ca persoană fizică, dacă nu dau, de ce trebuie să plătească? Nu pot să cred că nu producesc deșeuri în răspundere. S-a stabilit deja. Am trecut faza. Nu mă deranjează foarte mult lucrul ăsta. Ce mă deranjează e cuvântul obligație. De ce trebuie să faci un contract cu rompresul ăsta? De ce îmi impune ei contract? Adică eu înțeleg așa, mai simplu. Decât să fiu liber, deci neobligat, să fiu liber să arunc gunoaie, așa, sunt obligat să plătesc gunoaiele ca și să le duc acolo unde trebuie. Sincer, mie mi-ar place mai mult adisul. Nu văd pe cineva să nu genereze gunoi. Asta e o axiom. Nu cred. Omul că trăiește, da, face gunoi. Deci nu cred, nu cred. Ai luat o pâine, dacă ai luat o pungă, aia e deșeu. Da. Deci, și unde o duci? Îi dă foc. Îi dai foc. N-ai voie să dai foc. N-ai voie, la mine. N-ai voie. Dacă e. Dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană și cu civilizație. Deci o pungă de polietilenă, da? Dar punga asta nu se poate recicla. A fost un exemplu. Da, da. Asta faci. Păi da, și reciclându-se, ca să fie reciclată, trebuie să o duci acolo undeva. La pungă la rompres. La deșeu. Da, da, nu fac gunoi. Eu nu pun ceva în ea. Păi nu. Dar tot gunoi se cheamă când o duci acolo. După ce se reciclează, nu mai e gunoi. Nu mă deranjează asta. Dar după ce ai scos pâinea din ea, este gunoi. Deci, după ce s-a terminat cu Ceaușescu, am devenit democrație. De ce există totuși în continuare cuvântul obligație? Deci noi suntem obligați în momentul de față să facem contract cu acest rompres. Hai ne uităm în dicționar să vedem sinonimul. Asta obligație sunt folosite diferite. Nu, domnul Poenaru, știți ce se întâmplă? În calitate de membre ADIS am dobândit drepturi și obligații. ADIS? Membre ADIS, exact. ADIS-ul la rândul lui a încheiat acest contract cu romprestul. Ce ne reprezintă pe noi. Și reprezintă pe noi. E un consiliu director la nivelul ADIS-ului care ne reprezintă pe toate cele 65 de unități. Mulțumesc! Și măsurile lor sunt imperative pentru noi. Vreau să intervin, dar fără să deranjez pe nimeni. Nu. Democrație înseamnă domnia legii. Corect. Acolo este democrație unde domnește legea. Unde este haos și dezordine, nu mai este democrație. E anarhie. Asta e părerea mea de om, fără să deranjez pe nimeni, fără nicio problemă. Mulțumesc, domnule. Dacă mai sunt probleme.
Da, mai vreau să întrebi. Poftim, domnul. Cum noi, cum noi facem mai, facem parte din ADIS și ADIS-ul livrează către Rompreț suma de 317 lei, noi ca comună, câți bani dăm ADIS-ului? Numărul pe tonă de noi, în funcție de numărul de populație, da, mulțim cu 3,76 lei pe lună de fiecare cetățean, da, rezultă o sumă. Numai că numărul populației la noi, deocamdată, chiar nu este știut. Noi statistic știm cum stăm la nivel de comună. Dar sunt mulți plecați, da, și nu plătesc gunoiul, taxa de salubrizare, nu plătește decât cel care, într-adevăr, generează gunoi. Dintr-o familie de 5 persoane, care să zicem că sunt la registrul agricol, poate 3 persoane sunt plecate afară și plătesc 2 persoane. Și acum, în funcție de cum vin oamenii și plătesc impozitul, completează și o declarație cu numărul de membri care sunt stabili în comun. Să înțeleg că până acum ADIS-ul livra mai puțin bani către Romprest? Mai puțin. Dacă vreți, ADIS-ul ne-a făcut o adresă luna trecută, da, prin care ne obliga, erau vreo 4700 și ceva de persoane, mulțit cu 3,76, era o sumă destul de mare. Noi n-am onorat suma aia. Și am trimis o altă adresă la ADIS și am dat că avem cât vreo 3.000 și vreo 500, 3.500, estimativ. Și a spus că numărul real o să-l avem după ce se completează acele declarații. Asta am întrebat ultima dată. Să înțeleg că până acum se plătea mai puțin către Romprest din partea ADIS-ului? Nu. Nu? Pe noi nu ne-a afectat nimic. Nu. Păi de asta, de ce se picurează acestea probleme? Era vorba că taxa asta de 317, ce am înțeles eu de la ADIS, că era diferită față de cea de la oraș. Ah. Și pentru perioada de tranziție au făcut același tarif și la oraș și la comun. Din cauza transportului. Și transportul până la Bacău. Da. Mulțumesc. Mai sunt probleme? Eu, domnul Bontar. La copii, de la ce vârstă e? De la naștere. De la naștere. Când folosește campus? Imediat. Păi, dar să știi că un copil mic e mai... Da, mai mult cu noi. E mai producător. Copii care mai măreșori nu prea generează cu noi. Ăia mici faci numai pe vârstă. Ăia mici, dar ăștia de la 7 ani faci până pe la 14 ani. Aia și aia facă. Se duc la magazin și cumpără ba una, ba alta și aruncă hârtiile pe jos. Mulțumesc tuturor celor care ați făcut intervenții. Dacă nu mai sunt probleme la acest punct din ordine de zi. Eu mai vreau să mai uitați. Spuneam eu la început o singură discuție semantică. Nu-mi dați voie, nu. Vreau ca să mă întreb, când are toată lumea gubele de gunoi? Când să mai aduc? Da, aici vă dau răspuns. Gubele dintre astea pentru pus gunoi. S-a duce gubele următoarea perioadă și vom da, s-a dat până acum Regoiești, Vișoara. Și urmează Ștefan cel Mare, Bogdana Rădeana, că mai sunt câte domnule, încă 500 se vor mai aduce. Și vom da la toată lumea care... Într-o săptămână, două, ce să le spun? Nu vă pot preciza. Da. Dacă nu mai sunt probleme, să pun la vot ordinea de zi, să pun la vot materialul prezentat de domnul primar, dar și faptul ca domnul primar să fie reprezentant în ADIS Bacău. Da, poate orice. Nu e o bucurie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține, împotrivă. Domnul primar, mergem la punctul din ordinea de zi. Să începem cu punctul 1 pe ordinea de zi. Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. E cam a doua, a treia oară de când tot modificăm inventarul ăsta al domeniului public, pentru că am primit o adresă și de la Consiliul Județean. Știți că la Consiliul Județean se centralizează toate propunerile făcute de către comune și se înaintează către guvern pentru modificarea și completarea domeniului public. Acum la Consiliul Județean nu se mai aprobă decât, nu se mai primesc aceste propuneri decât cu cadastru făcut pentru drumurile respective. Am făcut și cadastru, nu numai pentru a depune la Consiliul Județean, dar și pentru a avea o suprafață clară, că știți dumneavoastră, e vorba de câteva tronsoane de drumuri care le băgăm în proiectul ăsta de asfaltare prin PNDR.
Și avem, într-adevăr, o situație clară, o suprafață exactă dată de măsurătorii cadastrali. E vorba de ulița din satul Bogdana și are ca vecin la nord drumul județean 119, la sud canton Silvii Bogdana, la est sece ferma veche Bogdana, la vest teren mănăstirii Bogdana, are o lungime de 256 de metri liniari și o suprafață de 3752. N-am mai trecut și lățimea, pentru că la cadastru nu se ține, face lățimea numai de 4 metri sau 5 metri cât se modernizează drumul. Se face din șanț în șanț. Și unde este mai lat, unde este mai lung, deci fără lățime. Este dată lungimea și suprafața. Ulița Sa Ștefan cel Mare, e vorba de ulița dintre Căminul Cultural și Poliție. La nord, DN11A, la sud Grigoriță Maria, la est Cămin Cultural, la vest Poliție. Lungime 46 metri liniari, suprafață 162 de metri pătrați. Tronsonul de drum de acces la gară. La nord gara CFR, la sud DN11A, la est teren CFR, la vest teren CFR. Lungime 92 de metri liniari, suprafață de nou 390 de metri pătrați. Uliță Sat Negoiești, Cătun, Gârbovana. Teren neproductiv, pășune, uliță sătească, biserica ortodoxă. E vorba de drumul care dă din drumul comunal până sus la biserica de la Gârbovana. Lungime 175 de metri liniari, suprafața 626 metri pătrați. Uliță Sat Cutinaș, la nord Pârvu Ticu Marius, la sud Troiță, la est Fetcu Ilie, vest biserica ortodoxă. Este vorba de tronsonul de partea stângă, cum ai urcat la biserica ortodoxă, partea stângă. Lungime 187 metri liniari, suprafață 935 de metri pătrați. Uliță Sat Cutinaș, la nord Troiță, la sud drum de exploatare, la est Isaic Gheorghe, la vest moștenitor Sarvin Gheorghe, este partea dreaptă. Lungimea 313 metri, suprafață 1565 metri pătrați. Uliță Sat Ștefan cel Mare, la nord, e vorba de ulița de la Codreanu, de la Brânzaniuc. Da. Așa. Asta nu este prinsă în modernizare, dar n-am avut-o trecut în domeniul public și o facem cu ocazia asta, am trecut-o și pe asta. Deci la nord este DN11A, la sud Codreanu Costică, la est Brânzaniu Chefimi, la vest Chioreanu Ileana. Lungime 225 metri liniari, suprafața 900 de metri pătrați. Da. Aceste sunt bunurile cu care se completează, se modifică... Dacă sunt observații cu privire la materialul prezentat de domnul. Dacă doriți să faceți completări, mă rog, domnul Kenji. Am înțeles că prin coptarea acestor segmente de drumuri mai mici, este posibilitatea instituției primare să capete niște punctaje care sunt favorabile comunei. Aș mai avea o rugăminte. Deci ar fi vorba și de o uliță de la Păslarul, să nu considerați că dacă am frate acolo. Să prindeți un program. Aia este prins în domeniul public. Deci este prins în domeniul public, numai că nu intră acum pe un proiect ăsta de modernizare. În perspectiva timpului care va veni. Atât. Mulțumesc. Domnul Păinar. Domnul primar, de reparații cine se ocupă la drumuri? Și o să vedeți de ce pun întrebarea. Primăria se ocupă de reparații. Mentenanța la drumurile comunale o face primăria. Ce rugăminte am eu? Deci e drumul Gârbovenii. Cum să urcă în panta acolo? E o gaură mare tare de tot. Sunt tot acoperiți acum, de la Costan, urcat un pic. Dar de când n-ai fost? A fost tot umplută. Stați liniștit că am fost de multe ori. Ultima a fost acum 3 săptămâni. Dar nu mai este gaură. Trece mâine. Chiar în panta aia acolo am decopertat, am pus bolovani. Așa? Așa, deci am decopertat vreo jumătate de metru. Am pus bolovani, am pus balast, acum s-o tasat. Și rugăminte ce aș avea eu, apropo tot de Gârbovanu, e coborâga aia spre pod. Și după aia urmează drumul care... De când n-ai fost pe acolo? Am fost ultima oară tot acum 3 săptămâni. Dar nu, acolo știți ce mă interesează? De la pod un pic mai sus, totdeauna prin gheață. Și când urcăm la deal în zona aia, e de groasă. Bine, anul ăsta n-am întâmpinat chestia asta, cum a fost gheață. Dar anul trecut a fost deja. Păi și dacă e gheață, se foarte mai din mână. Poate un pic înălțat, băgat mai mult balastrul să niveleze cât de cât. E diferența aia de la pod și drum.
Apinoiul din pantă. Da. Da. Nu, e bine. Ca o mică observație, nu-i nicio problemă. Acum chiar să merge bine. Da? Bun. Alte intervenții, vă rog, domnul Dovolari. Văd că este bine. Aici locurile astea, unde vreți ca să facem proiectul ăsta, sunt locuri foarte importante. Dar tot la biserică și la școală mai este la Rădeana. Cum urcăm și de Ghina, partea aia spre... Eu văd că nu este prins. Domnul Dovolari. Este trecut în domeniul public, dar putem intra... Ai lipsit și la ședința ordinară de trecut. Păi am lipsit deci pentru că am avut un motiv, deci am fost motivat. Probabil, da, da, dar asta nu înseamnă că noi nu ne ținem ședințele, dacă sau trebuie să te anunțăm ce am discutat la ședințe, dacă lipsești. Da, nu, informați-mă acum, dacă... Așa, e, drumul ăla este prins, domnule, în inventarul domeniului public. Da, dar vom face lucrări și pe el sau... Sigur. Pentru că acolo e canal, apă, deci... Sigur, am discutat odată, nu ne zicem. Deci, pentru că acolo am prins două obiective, am prins și biserica cu cimitirul și am prins și școala. Da, este bine. Pentru că nu l-am văzut aici și am motivat, da. N-am văzut nici dacă a trebuit la ședință. Mulțumesc. Da. Domnul... Vă rog, domnul președinte, doar o singură întrebare. Domnul primar, știm și data începe execuții la lucrările astea? Nu. Nu știm. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot... Primul punct din ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc. Dacă s-ar ține cineva, dacă este cineva împotrivă. În unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 2, domnul primar. Vă rog frumos să prezentați materialul. După cum știți, în fiecare an se stabilesc niște costuri pentru persoanele adulte care sunt instituționalizate de persoane cu un anumit grad de handicap. Și anul acesta sunt niște tarife care și primăria Ștefan cel Mare trebuie să-l plătească pentru persoanele din, cu handicap din Ștefan cel Mare care sunt instituționalizate în aceste centre. Și cum ar fi? La Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor cu Dizabilități Comănești 1, pentru o persoană adultă, costul mediu anual este de 45.670 de lei pe beneficiar. Lunar, 3.806 lei pe beneficiar, pe lună pe beneficiar. Servicii de protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrice. Cum ar fi în centru de reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni, pentru o persoană adultă, anual 24.297 lei, lunar 2.025 de lei. Complexul de servicii comunitare pentru persoane cu handicap neuropsihiatric la Filipești. Pentru o persoană adultă, anual 63.164 de lei, lunar 5.264 de lei. Servicii pentru protecție specială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap. Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Comănești. Avem 3 persoane adulte și costul este 30.259 de lei pe persoană pe an și respectiv 2.522 de lei pe lună. În centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Ungureni, 4 persoane, 26.218 lei pe an pe beneficiar, 1.645 de lei pe lună pe beneficiar. Servicii de protecție specială de tip rezidențial în centre de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte cu handicap și respectiv centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Răchitoasa, 3 persoane adulte, cost mediu anual 26.548 de lei, cost mediu lunar 2.212 lei pe beneficiar. Contribuția Consiliului Local propusă este la nivelul anului precedent. Deci nici mai mult, nici mai puțin, tot atât s-a plătit și anul trecut. La această dată avem un număr de 13 persoane adulte cu grad de handicap instituționalizate pentru care legea prevede în mod expres obligativitatea achitării unor sume de bani pentru întreținerea acestor persoane. Da, vă rog, discuții dacă sunt. Da, vreau să întreb de vă. Poftiți, domnul Zlot. Aici, în proiectul de hotărâre, spune că
să aprobăm și finalizarea activității de asistență socială destinată promovării drepturilor copilului. Nu, eu am citit expunerea din motive. Și în hotărâre spune că se stabilește nivelul contribuției. Așa. Și procentul nostru este 35% din costul anual stabilit prin hotărârea Consiliului Județean. Numărul de persoane este de 13. Și la data intrării în vigoare prezente se aprobă dispozițiile hotărârii Consiliului Local 21 din 20.04.2015. Aia vine. O numărul de persoane același ca și anul trecut, anul ăsta? Mai puțin cu o persoană, anul trecut erau 14 persoane. Cine stabilește cuantum? E prin lege? Prin hotărârea Consiliului Județean și noi, cum am spus, noi dăm 35% din costurile stabilite prin hotărârea Consiliului Județean. Alte probleme, dacă mai sunt, dacă nu supunem la vot materialul prezentat, proiectul de hotărâre, este pentru. Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă e cineva potrivit, vă mulțumesc. Domnul primar, trecem la punctul următor, poftiți. Da, la punctul 3 este vorba de modificarea contractului de închiriere între firma de cablu, da, aia vechi, o cesionată activitate unei alte firme, cu același administrator, nu știu ce urmărește, ce sustragere, de pe unde. Așa, având în vedere că TVA-ul. Firma inițială, probabil, TVA-ul, dacă să n-ajungă să fie cu TVA. Și având în vedere că noi avem contract de închiriere cu firma veche, ce se numează contractele între una și alta, acum o să fie, facem un act adițional de închiriere cu firma nouă. Catorin. Da. Nu știu de unde e link-ul ăsta la urmă. Predomină și la una și la alta. Nici eu nu știu. Optic link, catolic. Nu, ad-com-link. Trebuie să vină de la catolicism. Da. Da. Mulțumesc, domnul primar. Dacă sunt probleme la acest capitol, are cineva vreo observație de făcut? Da. Poftiți. O problemă care mă frământă personal. Ce se întâmplă cu aceste firme? Când e inval cu transmisiune. Deci spune acolo așa, lipsă imagine. Domnul reprezentant. Da, întrebarea este pentru acea zi în care tu nu ai transmisie, de ce să-ți plătesc? Domnul Chenciu, dați voi să vă lămuresc? Deci, și vă rog să nu discutăm în Consiliul Local, că sunt niște contracte bine încheiate între firma respectivă și cu totul și cu totul altceva, dar nu trebuie de individuale, nu trebuie de plăbăție. Descrie pe televizor lipsă semnal, da? Da. Asta nu e din cauza noastră. Este cel care îl dă de la București, în satelit, el scrie lipsă semnal. Nu eu, eu nu am cum, eu transmit doar ceea ce mi se dă. Atât. Și noi n-am putea transmite către București, că nu plătim pentru... Da, nu transmiteți și nu aveți contract cu cei care avem contract juridic. Da. O problemă destul de justă, sigur că da, dacă nu văd de ce să-ți plătesc. Dacă nu mi-asigur imagine, dacă pe calea ferată nu circulă trenurile. Dar nu-i treaba Consiliului Local asta. Da, corect. Da, mai sunt probleme de... Fizică și... Da. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Chenciu, nu sunteți de acord, nu? Eu nu m-am întrebat ca persoană. Dar nu, nu sunteți de acord cu proiectul. Voi de mine cum să mă... Așa. Mi-a tras atenția cu o mână nu-i ridicată, știi? Ce se întâmplă? Și la număr. Tot analizam ce se întâmplă. Ei, da, sunt probleme foarte multe. Trecem la punctul următor din ordinea de zi și dăm din nou cuvântul domnului primar. Punctul 4. Da. Vorba de rectificarea bugetului de metru și cheltuieli pe trimestrul 1 anul 2016. Am primit de la Consiliul Județean, din sume din TVA, o sumă de 34.000 de lei, reprezentând tichete sociale pentru grădinițe pentru trimestrul 1. Este vorba de copiii care provin din familii defavorizate
Și la nivel de comuna Ștefan cel Mare, la numărul de copii preșcolari care sunt, mi s-a repartizat suma de 34.000 de lei. Deci se modifică veniturile cu 34.000 de lei, cheltuielile cu 34.000 de lei. Banii vin pentru tichete sociale, se duc, se duc către tichete. Pentru tichete sociale. Probleme? Mulțumim, domnul primar. Discuție. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot și acest proiect de hotărâre privind bugetul venitor și cheltuiel. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Raportul 5. Ca să faceți cunoștință și cu doamna secretar primării, o să-i dau cuvântul dumneavoastră, va fi expunerea. E vorba de resurse umane, este sectorul de contabilitate, de responsabilitate. Deci resurse umane este în responsabilitatea secretarului primării. Deci, cum știți, în fiecare an se face aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În acest an, prin vacantarea a trei posturi, respectiv posturile de inspector compartiment achiziții publice, prin încetarea raporturilor de servicii a unei colege Lupanu, Silvia Elena, un post pentru inspecții la compartimentul registrul agricol, prin demisia funcționarului public, este vorba de postul lui Irmia Sina, și încă un post de la compartimentul financiar contabil prin mutarea doamnei Stoica pe postul promovare. Deci sunt trei posturi de inspector vacante. Totodată se modifică cu promovarea a două colege, una de inspector și una de referent. Deci vor promova, au dreptul la promovare în cursul acestui an. Dacă sunteți de acord, se aprobă în fiecare an planul de funcții, avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice la VEP. Un deci mic mai preferie, dacă aici avem avizul. Da. Mulțumim, doamna secretară, dacă sunt probleme pe marginea acestui subiect. Nu se sigură. Dacă nu, supunem... Sunt probleme, poftiți, domnul președinte. Deci sunt trei posturi de inspector în momentul de față... Da. Disponibile, vacante? Când se dă concurs? Deocamdată nu se... Noi trebuie să fim vacante, să le aprobăm vacantarea întâi. Da. O dată vacantare și după aia concurs, da? Vă rog frumos să mai spuneți o dată care sunt disponibile. Inspector compartiment achiziții publice. Inspector compartiment registru agricol, inspector compartiment financiar contabil. Mulțumesc. Da. Doamna, și acum, deci nu se aprobă vacantarea. Exact. Astea sunt vacantate. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor respective. Când or fi scoase la concurs, asta cu se face adresă la ANFP. Nu la ce dură? 45, oricum se anunță. 50 de zile, aproape 2 luni de zile, sigur că da. Dar e o procedură. Poate, domnul Mariu. Aș dori să o întreb, doamna Bogus, la compartiment financiar contabil, postul prevede să fie cu studii superioare? Da. Asta, mulțumesc. Mulțumesc. Adrian. Eu mă interesa aici. Dacă mă interesa cu toate, de toate întreba. Mulțumesc. Mai e cineva? Dacă nu supunem la vot acest proiect de hotărâre cu planul de ocupare a funcțiilor publice, cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva în partid. Mergeva, s-a epuizat. Ce ziceți pe mine? Pe impuls. Eu sunt invitat la ședințe cu Consiliul Local. Da, diverse. Trecem la diverse, dar v-aș ruga. Tot într-o manieră de disciplină și ordine, cum s-a dovedit până acum, și vă mulțumesc pentru modul în care a decurs. La diverse, dacă aveți probleme... Domnul președinte, vreau să vă întreb ceva. Poftiți.
De cât timp am ridicat mâna, nu mi-ați făcut observație. O singură dată n-am ridicat și gata, mă lăsa asta. Păi trebuia să mă lăsa să mă ia atentă, domnule. Din când aștepta treaba. Trebuia să mă fac datoria, că m-a luat la întrebări, e ceilalți să poate. Ați făcut o bine, asta e un scurt de vlog. Mă scuzați. Nici o problemă. Dar nu-i dăunatoare. Nu-i ceva negativ. E pozitiv. Domnul Redean. Există o cerere făcută de mai multe persoane din satul Bogdana, da. Număr de 27 de persoane, din data de 16.07.2015 către primarul comunii Ștefan cel Mare, solicită să facem un pod. La Cazan sau în partea asta, la altă, peste părâul Bogdan? La Moșul Batadu Hotar, Alexandru. Da, dar nu, e făcută de doamna Schubert Călina. Nu, nu-i de rând, oamenii. Și i s-a dat un răspuns, că nu se, deci fără să discute în Consiliul Local sau, mă rog, că nu sunt bani. Poate reușim să dăm din niște bani ca să facem, pentru că acolo nu se poate ajunge cu o salvare, cu o mașină de pompieri, cu... Da. Chiar sunt zona aia de acolo, sunt foarte... Pentru cultura mea și... Da. Nu e adresat întrebarea. Deci nici nu s-a discutat într-o ședință de Consiliul Local, i s-a dat a doua zi, deci astăzi a făcut cererea și a doua zi i s-a dat un răspuns. Domnule, nu sunt bani exact ca la... Păi, dacă haide să faci ceva, ca să faci ceva, nu trebuie bani? Cu ce greșit răspunsul ăla? Păi da, dar din 2015 până acum se poate, păi s-au făcut rost de bani să mai faci. Dar mai făcut și alte lucrări. Să trece și pe lista de prioritate. Prioritate. Da. Dați-mi voie să vă spun că sunteți prost informat. Deci mașina de pompieri, să nu dea Dumnezeu să ardă ceva, dar mașina de pompieri poate să treacă, ca salvarea poate să treacă. Dacă mașinile, dacă mașini, trebuie să, poate să ajungă acolo, pe unde ajunge, este cale de acces. Că nu, nu pe pod, nu pe podurile. Deci, vă spun o chestie, mașinile astea de la Rompres sunt foarte sensibile, au niște senzori pe bara din spate, care este foarte joasă, aproape de pământ, și nu circulă pe oriunde. Și acolo circulă, intra mașina de la Rompres acolo? Da, domnule. Uite, dar de ce întrebi așa pe pământul ăsta? Uitați, da, domnule, da. Au dat cererea și cu răspunsul la cererii. Da. Pentru că nu poate să ajungă până acolo, probabil. O două săptămâni n-am putut ca să vină la președință de Consiliul Local. Probabil că în două săptămâni ați rezolvat problema. Acum două săptămâni circula mașina de la Rompres? Nu circula atunci când mi s-a dat... Da, se circulă. Dacă vreți să știți ce pe unde poate... Dar e bine dacă s-a rezolvat problema. Deci se circulă, domnule. Și ca să facem un pod, într-adevăr, trebuie proiect, trebuie cu aviz de la Apele Române, că niciun pod nu se poate face peste o apă, fără avizul Apelor Români. Se știe treaba asta, știu. Știți, nu? Da. Știți, nici Balaz n-ai voie să iei... Păi știu, dar... Fără reclamații. Alte probleme, vă rog frumos, la capitolul de... Domnul Bontaș, imediat va ajungem și acolo. A terminat, domnul? Domnul Bontaș, da, a terminat. Domnul primar, vreau să vă fac întrebare dacă... Se pot face casă și cu adăugare în biserici, în fondul ei. Ce vreau să fie? O faci? Nu. Păi s-o pot. Nu. Eu ce vreau să fac? O comună din... Despre Bacău de acolo. A făcut casă motoare. Pe foduri europene? Așa și cine? Părintele. E ușor. E obligatoriu. Deci ce depinde de noi, ca și administrație publică, ce să... fondurile care se pot atrage pentru comunitate, sunt pentru infrastructură, pentru cultură, pentru resurse umane, dar nici de cum pentru case mortuare.
Pentru că asta o să devină obligatorie, că nu mai dă voie să mai țină morți în case. Deci o fi accesat proiectul ăsta prin prin parohii, prin culte, dar nici cum prin administrația publică. Așa zicea, eram cu părintele Ianache și chiar așa a zis că primăria, prin fonduri europene, a făcut casă mutuală. Dă voie să spun că nu știu așa ceva. Da. Și o altă problemă, dacă se poate face un proiect pentru pod la noi. Nu se poate circula mașini de pompier, nu poate circula... Să fac un proiect în fonduri europene pentru un pod cu două benzi. Cât se mai poate accesa fondurile astea. Știți și care e situația cu podul ăla nostru, care cu piciorul podului. Dacă dumneavoastră credeți că e mai prioritar podul decât restul drumurilor, noi putem face proiect și pentru poduri. Dar acum, știți destul de bine, v-am spus, prima investiție pe fonduri europene referitoare la infrastructură sunt acele tronsoane de drum care vi le-am spus. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie, e mai prioritar podul decât restul drumurilor, facem podul. Eu zic că e prioritar și podul, pentru că nu? Până ajunge o mașină pe la Crăiuți... Dacă știți, dumneavoastră, noi am prioritizat odată investițiile la nivel. La anul putem foarte, foarte bine să prioritizăm. Și să trecem ca prim... obiectiv. Investiții, să trecem podul. Da. Ce problemă? Asta e... întrebat așa, că am de vedere, dacă se poate, dacă nu. Poate găsiți ceva surse? Da, se probleme, să mai țin. Acolo e valoare mare, neanicule, ca să faci pod cu două benzi peste trotuși, e valoare mare. Deci îți mănâncă banii la câțiva kilometri de drum. Să fi făcut proiect acum. Pe proiect fără surse de finanțare, ce înseamnă? Să faci proiectul și să-l ținem în sertar? Să pună praful pe banii care i-am dat. Nu. Deci în momentul când... Cum e programul ăsta, PNDR-ul ăsta, 2017-2020? 2016-2020. Da, e sursa de finanțare? Nu facem proiectul. Da, nu este... Dacă ia foc o casă și vine un vânt puternic, o să ardă tot satul. Da, așa este, ai dreptate. Au fost acum la pielea, nu au dat foc acolo. Păi da, și era pericolul. Greu a ajuns. Așa, noroc că au sărit. Ce-a fost mai la pielea? Ce-a fost mai odată la foc la prieșul care se șterge pe picioare? Ce-a fost? O vine salvare, o vine... Păi aia, că a fost pe drumul. A fost băiatul tău, dar nu mai fost. Asta... Da, a făcut rai. Eu n-am început campanie. A făcut rău că nu i-a dat amendă. Trebuia să-i dea lui amendă. Ce? Se poate face pre-campanie. Nu, pre-campanie. Dar nu. Dar nu vă... Dar nu vă nimeni când faceți campanie. Cum faceți? Domnul Poienac. Nu, că am început înainte mai. Domnul Poienac. Un găs la urmă îți pierde energie. În, adevărat, căței care lasă de vreme turbează premii. În 1883, da. Eminescu a scris o poezie. Mai am un singur dor. Am atacare. Îi răspund imediat că mă doare am mai bine. Domnul primar, știu că nu o să mai fiți primar. Un partid care ia 90% din voturi. Deci celelalte partide. Din voturile mele sau din ce mai rămân de la mine? Toate. În toate, un partid nou, foarte puternic, nu știu ce, și deci, tot ce este stânga cade, rămâne cu 10%. Da. Așa că dorul meu... Au căzut, acum care urmează cardul? Dorul meu ar fi în felul următor. Am făcut multe lucruri frumoase din cauza dumneavoastră și cu dumneavoastră împreună. Lucru pentru care vă mulțumesc. Da, unul totuși nu s-a rezolvat. Indienii. Nu, indienii. M-am săturat de hazul lor până în gât. Băieții ăștia de la poliția locală chiar nu fac nimic. Ei vin acolo în fiecare zi. Nu. Vreau să spun față de mine. De vin o urinează pe reții mei. Au dat cu pietre, mi-au distrus polistirenul care e pe casă. Ah, zici eu spun de casă aici. Da. Eu nu spun în general. Face prezența instructorului. Nu. Când vin la ajutorul social atunci. Da, tu obraznici. Sunt foarte obraznici. Sunt obraznici, așa e.
Soar. Da, uite, bine că mi-ai spus, o să spun unul din polițiști, o să stea cu ochii pe ei atâta timp cât sunt curte. În fiecare zi le spun. Dar n-ai putea să-i spui următorului primar? Da, o să-i spun și lui. Dar nu știu dacă o să mai ies la... ca și consilier. Da, nu, nu neapărat ca cetățean. Da, cetățean, cetățean, da. Vii la ședință. Nu, dar zic că singurul meu dor, atâta timp că sunteți dumneavoastră primar, poate reușim. Măi, bucurule. Mulțumesc, domnul Marin Romeu, vreau. Domnul consilier, aș avea o organizare. Mă adresez în special domnul Roeleanu. Știu că e sub ordinea dumneavoastră direct acest serviciu. V-aș ruga, tot bateți monedă și apreciez vis-a-vis cu mediul. V-am văzut când drăgiți mediul foarte bine. Și dar nu mai văzut. Mereu ați spus aici. Da. Nu, poți să mă întreb. Am văzut că mereu ați acceptat. Da. Că sunteți cu mediu și vă doriți curățenie în comună. Foarte mult. La Livadă s-a creat un precedent. Acolo o râpă aia la domnul Jugaru. Da. Nu știu cine. Aruncă să vedeți câte grămezi cu noi acolo. Am văzut. Haideți să facem într-un fel curățenie. Dacă se poate. Și după aia să vedem, să găsim cine generează acest lucru. Deja ideea mea... Dacă vreți să faceți, eu v-am adus la cunoștință, poate nu știați, ori știați. Dar gunoaiele nu le-a dus nici Răileanu, nici Marin Romeu, le-a dus vecinii dumneavoastră. Atunci avem aparatul dumneavoastră în subordine care trebuie să știi. Deci nu știu. Am înțeles. Dacă știți cine a dus. Știu că la un car de oale. Corect. Alte mulțumesc. Alte probleme. Domnul Matiș. Tot pentru domnul Vici, dacă ați intrat în, vă mulțumesc, în atenție. Vă rog, la timpul, când se poate, mai completăm din becurile de iluminat public, spre Bogdana. Am reținut, domnul. Da. Mai sunt cel puțin trei până în zona la Pripor, la bisericuță. Cel puțin trei becuri sunt. Da, mulțumesc, domnul. O să chemăm. Vedeți, problemele ridicate... demonstrează această preocupare, democrația, că amintea cineva despre democrație, domnule. Domnule, democrația nu se iau cel mai nimerit, poate, dar vine de la greaca veche, demos kratos. Demos popor, kratos conducere. Conducerea democrației înseamnă astăzi conducerea de către popor. De-aia noi ne exprimăm aici dorințele, pretențiile noastre. Și așa este. Uite, așa se exercită democrația la noi, la Ștefan cel Mare, în alte povești, la un loc formează un total. Un total care înseamnă democrație. Eu am reținut problemele noastre. Vă mulțumesc că ați înțeles foarte bine rugămintea mea la începutul ședinței și dacă tot s-a amintit de către domnul Marin Romeu despre mediu, am aici o scrisoare venită prin Agenția Națională a Apelor Române, un mesaj trimis de doamna Cristina Pașca Palmer, ministrul mediului, apelor și pădurilor, cu rugămintea ca... tehnocrat. Tehnocrat, dar tehnocrația se exercită tot prin o formă politică, dacă nu se poate face. Aici e tehno și crat. E un mesaj care ne roagă să-l prelucrăm în ședințele Consiliului Local, să-l înmulțim, să-l expunem la locuri vizibile, în stații de autobuz. Eu n-am să vi-l dau dumneavoastră care dorește. Atât să vă spun din acest mesaj al doamnei ministru, este vorba de tot ce se numește mediu. Iată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor promovează prin programul de măsuri pentru anul 2016, câteva pasaje vă citesc, că e plictisitor să vă prezint acest material, promovează pentru 2016 o serie de activități și proiecte, incluzând și infrastructura verde. Aș exemplifica în acest sens elaborarea Administrația Națională a Apelor Române, planul de management al riscului de inundații. N-am prins. Tu ai dat bani pentru biscuiți, n-ai dat pentru... Și iată ce ne sugerează. Comunitățile ar putea și ele să promoveze investiții verzi, ca de exemplu,
pavajele permeabile, și înțelegeți ce sunt pavajele impermeabile, acoperișuri de vegetație, parcuri și alte zone naturale care ar permite absorbția apei de ploaie în mod natural, se referă la acest...